Pe parcursul săptămânii trecute, transportul de persoane a reprezentat o prioritate pentru poliție și de la rutieră. Echipajele poliției rutiere au organizat razii pentru a-i prinde pe cei care nu respectă regulile în trafic. Oamenii legii i-au verificat în mod special pe transportatorii de persoane. În perioada 11-17 iulie anul curent, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, s-au desfășurat o serie de activități specifice pe linia transportului public de persoane pentru creșterea gradului de siguranță rutieră prin reducerea accidentelor rutiere al autovehiculelor de transport persoane. În cadrul acțiunilor desfășurate au fost aplicate peste 582 de sancțiuni contravenționale, cele mai multe dintre acestea pentru depășirea regimului legal de viteză, pentru lipsa unor documente, cum ar fi inspecția tehnică periodică sau lipsa asigurărilor. De asemenea, au fost reținute 70 de permise de conducere pentru diferite abateri, cele mai multe pentru consum de băuturi alcoolice, viteză, depășiri, precum și 15 certificate de înmatriculare retrase, fie pentru lipsa unor documente sau pentru defecțiuni tehnice. În toată această perioadă, polițiștii rutieri au constatat 5 infracțiuni rutiere, toate referitoare la consumul de băuturi alcoolice de către conducătorii auto. Acțiunile s-au desfășurat din dispoziția șefului Poliției Române în baza unui plan de acțiuni. Oamenii legii au verificat legalitatea tipului de transport sub aspectul autorizării de ținerea documentelor necesare atât de operator cât și de conducătorul auto, respectarea graficului traseului și a graficului de circulație, respectarea capacității de transport, a perioadelor de conducere și de odihnă, precum și existenței metrologice a aparatului tahograf. Scopul acțiunii constă în reducerea numărului de accidente în care sunt implicate autovehicule destinate transportului public de persoane prin curse regulate și ocazionale.